niște de-ăștia. Le-am pus pe farfurie și le-am dat. Și ne-au dat o ciocolată poiană. Acum vine partea amuzantă. Am împărțit ciocolata cu motănelul și m-a văzut motănel că făcea... Mai mănânci resturile care au rămas? Dacă mai mănânci mult din ciocolata asta, cred că pârie de tot scaunul ăla sub tine. Deja, bă, că pârie. Are alune finuțe. O să pârie până la pământ? Da, are alune finuțe, nu sunt chiar atât de... Ce făceai acolo? Lingeai folia aia? Da, mai rămăseseră câteva. Așa. Când mă uit la puiulet, era cu capul tot băgat acolo. Cu limba scoasă. Da, am împărțit cu motănel ciocolata și asta era porția mea, deci jumatea mea. Și mă adunam aici. Fetița, mâncat ciocolată, da? Mai o să mai cumpăr și eu din asta, că uite, uneori ai poftă de, uite, cum am luat ăștia pufuleți cu ciocolată, care sunt foarte buni. Ai poftă de dulce, că eram, mă uitam până la raft pe acolo, că nu știam ce să iau de dulce, așa. Uite, ia de asta. Mult mai bună decât cola, asta e fără cofeină. Nu prea îmi place. Și e și gustoasă. Mie nu-mi place. Nu-ți place? Mm-mm. Dar Fanta Zero? Mango. Mango? Da, ia da. E, și aia e fără cofeină. Da. Păi da. Ia să nu mai băgăm neata cofeină în sânge. Păi, am mai luat Pepsi zero zahăr. Am găsit-o la 1,25. De... Mai era la 2. Să iei și tu de-astea, fără zahăr. Fără cofeină. Sunt bune și cu astea.